Discutăm cu Lucian Săuleanu, candidatul USR Plus la primăria Craiovei. Bine ați venit la interviurile Hot News. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Ce vă recomandă la primăria Craiovei și care sunt planurile dumneavoastră? Aș începe cu precizarea că în 2017 am candidat ca și independent pentru funcția de primar al municipiului Craiova, când am obținut un scor, apreciez destul de bun, 13%, poziția a treia după PSD și PNL. Cred eu, ca independent, în acel moment am constatat că pot să intru într-o cursă electorală mult mai serioasă, motiv pentru care, iată, acum alături de Alianța USR Plus, cred că avem șansa să schimbăm lucrurile în Craiova. Toți care vor fi alături de mine în Consiliul Local ca și consilieri, sunt tineri, sunt antreprenori, e un aspect important pe care țin să le evidențiez, pentru că vin cu o altă gândire. Noi suntem cei care zi de zi ne-am lovit de ineficiența administrației, de proastă administrare, de aceste, să spunem, condiții nu tocmai bune de lucru în cadrul administrației publice locale. Eu, la rândul meu, sunt avocat, deci tot un antreprenor, am o sede de avocatură în Craiova, așa încât este un aspect suplimentar care mă îndeamnă să cred că profilul meu se potrivește acestei calități de primar, pentru că în activitatea mea de jurist, în general de 20 de ani, în enumerate rânduri m-am lovit și în cadrul proceselor, dar și în afara instanțe, să spunem, de multe aspecte pe care doresc să le schimb în Craiova. În primul rând, trebuie să avem o depolitizare reală, să funcționeze toate serviciile primăriei, nu la comanda, să spunem, partidului, da, în cazul nostru a PSD-ului, ci să funcționeze pentru că funcționarii respectivi înțeleg că au o datorie față de cetățenii. Nu cred că putem să atragem investitori sau să devină un oraș atractiv Craiova, în o stradă în care nu ai o ofertă educațională, o bază materială, în primul rând, serioasă, dar și o ofertă amplă, și mă refer în primul rând la licee în limbi străine care nu sunt încurajate în Craiova, sau școli, grădinițe. Oamenii sunt supărați că nu au un transport decent, da? Și conducerea, primăria actuală și conducerea Rad se laudă cu proiectele care urmează fi făcute, însă eu nu pot să accept. În urmă cu o lună ne-am împrumutat cu încă 6 milioane de euro, da? Pentru a face niște investiții în acest parc auto al ratului, da? Pe 8 ani de zile. Care au venit să ne mulțumiți de tot ce înseamnă urbanism în Craiova. Orașul a fost urâțit în ultimii 2-3 ani, mai ales în ultimii 2-3 ani. S-au dat zeci și zeci de autorizații pe spații verzi. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că nu vorbim doar de partea estetică, dar și de cea funcțională din jurul blocurilor. De ce? Pentru că nici la ora actuală nu avem un PUC. Rezolvăm problema noxurilor, a poluării, care și în Craiova creează probleme. Trebuie să ne ducem către cartiere. Craioveni își doresc acest lucru și spun, încercați să investiți, să transformați toate cartierele, da, în așa fel încât să se poată trăi. Ce îmi doresc? Eu îmi doresc mai bine aceste mici ajustări să devină un oraș atractiv, un oraș în care îți dorești să trăiești, un oraș liniștit. Rămân în continuare foarte multe, foarte multe străzi neasfaltate, fără canalizare, în general periferia orașului, ca și în tot ce înseamnă România. În administrația locală acest lucru vedem. Centrul este preferat periferiei, în periferie nu se investește. Un lucru acesta este clar că trebuie să-l schimbăm o dată pentru totdeauna. Să încercăm să investim mai mult în periferie. Imaginea Craiovei, inclusiv în mentalul colectiv național, nu este una cea mai potrivită și asta este urmarea, să spunem, unor știri și evenimente care au fost prea mult mediatizate și în realitate foarte puține evenimente pozitive și în Craiova se întâmplă lucruri importante. Sunt oamenii care merită să fie aduși în opinia publică în fața reflectoarelor, să zic așa. Ce constatăm în măsura în care deschidem bugetul afișat pe site-ul primăriei? Că la acest capitol fonduri europene nerambursabile, Craiova în acest an are zero. La fel vin și subliniez, este inadmisibil să ai zero
fonduri nerambursabile, înseamnă că ceva nu este în regulă. Așadar, ce mă interesează ca să pot să aduc investiții? Unu, să fac un inventar al bunurilor municipiului Craiova. Noi nu avem un inventar în acest punct de vedere. În sine, tot ce înseamnă partea aceasta de patrimoniu, direcția de patrimoniu, are mari carențe în această perspectivă. Vreau să inventariez bunurile ca să văd exact ce poate să-mi producă pe prima categorie, anume taxe și impozite. A doua chestiune este, mă interesează foarte mult să aduc investitorii, pentru că este un cerc vicios. Ca să cresc veniturile, pentru că eu pentru a reuși investițiile pe care mi le propun, pentru a face funcționale aceste servicii și a da o altă față, trebuie să crezi veniturile. Ca să crezi veniturile, iată, îmi trebuie locuri de muncă. Pentru locuri de muncă, da, îmi trebuie investitori. În fine, a treia chestiune, a treia direcție, făceam referire la fondurile europene nerambursabile. Trebuie să fac acest lucru pentru că trebuie să le eficientizez și atunci și cu echipa internă, dar și cu consultanța externă, noi trebuie să schimbăm această stare de lucruri și să avem proiecte îndeblate cu astfel de fonduri nerambursabile. Deci eu mă împrumut în urmă cu o lună de zile 6 milioane pe 8 ani de zile, dar în schimb nu fac proiecte viabile cu echipa pe care eu o am în subordine în primărie și cred eu că putem să accesăm mai multe fonduri și să folosim până la urmă această resursă umană.